ziua! Ne-ați venit în această dimineață din nou la Top Relaying a Relationship. Ne bucurăm foarte tare că sunteți aici. Eu sunt Alexandra Cantos, sunt directoarea executivă a Fundației Friends for Friends și vreau să vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Ne-am propus cu aceste zile in a relationship, cum le-am numit noi, să deschidem un spațiu de discuții pe această temă care e foarte importantă și poate prea puțin prezentă în spațiu public, cu toate că în ultimii ani deja am început să vedem mai multe discuții în zona aceasta și pentru că noi credem foarte tare în ceea ce am scris acolo pe afiș, anume în ideea de rețea. Credem că împreună suntem mai puternici și că împreună putem să facem mai multe lucruri și sper ca aceste două zile să fie despre probleme, dar și despre soluții în același timp. Și vreau doar să știți că noi la Fundație suntem întotdeauna deschiși la parteneri noi și la a face proiecte împreună. Dacă aveți idei și dacă veți să ne punem eforturile în comun, vă așteptăm oricând cu drag. Mulțumesc mult și o să las pe Vlad să povestească despre primul talk pe ziua de azi. Mulțumesc! Mulțumesc! Bună la toată lumea! Sper că se aude fără ecou. Numele meu este Vlad. O să... Practic, sunt aici ca să faceți apus de mine. În sensul în care vreau să avem o conversație cât se poate de lejeră astăzi despre un subiect care nu putem să-l încadrăm neapărat într-un anumit tipar foarte, foarte explicit și să vorbim de teorii, o să mergem mai degrabă spre povești în această sesiune. Povești din experiența oamenilor care sunt în panel cu noi astăzi, dar și din experiența voastră și o să vedeți ce vreau să zic cu asta mai încolo. Vorbim de distracție și vorbim de responsabilitate. Vorbim de relații interumane la modul foarte general și care sunt aceste tipuri de relații dintre noi care poate să aducă sau să contureze sau să sublinieze niște abuzuri și cum putem să adresăm aceste lucruri. Avem astăzi, din păcate, doar 3 dintre cei 4 anunțați inițial oameni în panel. Am avut unul dintre invitații noștri a avut o mică problemă și n-a putut să vină, dar aș vrea să îi las pe fiecare să se prezinte în ordinea numerelor de pe tricou, ca să fie mai simplu. Diana. Bună seara sau bună ziua, nici nu mai știu aici, înăuntru nu mai știm dacă e seara sau zi. Probabil pe când terminăm noi să facem întuneric. Eu sunt Diana Filimon și de aproape 6 ani semnez actele ca președinte la Forum Apulum, un ONG pe care l-am creat în Alba Iulia și care a devenit un mic monstruleț care nu s-a mai stăpânit să stea doar în zona locală și acum mândru din proiecte naționale și internaționale face un pic de gălăgie și lucrează în principal cu tinerii, că de-aia sunt pe scaunul ăsta. Și mai fac pe lângă asta un pic de ordine în gândurile oamenilor din echipa mea pe care îi coordonez de la Gen Știri și Gen Revistă, care încearcă să pună și ei la rândul lor un pic de ordine în lumea tinerilor de până acum. Și Șerban este unul dintre tinerii pe care i-am cunoscut tot în proiecte. Că da, totul se leagă. Da, exact. Zicea Silvia mai devreme că nu știm dacă spargem bula sau ne rotim tot în bulă, de fapt. Șerban Suciu, tot un monstruleț mic din Ardeal care n-a reușit să rămână în zona locală și a venit la București să studieze. Am lucrat și am voluntariat în proiectele cu tineri și despre tineri în care am crescut, de la Consiliul Elevilor la toate proiectele Forum Apulum în care am fost și au fost câteva. Ulterior, în studenție n-am reușit nici acum să mă stăpânești să tac, în continuare mișc și da, cumva am devenit așa încet încet ceea ce scrie pe afiș ca activist al tinerilor, deși nu m-am gândit vreodată la mine ca fiind activist, dar ok, I will embrace it. Deci, da, cam asta sunt. Bun, bună! Ilinca Prisăcariu sunt. Am venit și eu de la Botoșan la București să fac lucruri, să mergem pe tema asta care mi se pare foarte simpatică. La bază sunt regizoară și dramaturgă. Am
început să mă joc puțin și cu managementul cultural. Adică am, mă rog, printre proiectele pe care le-am făcut și le fac, sunt două care sunt destul de importante pentru mine și care funcționează ca titlu pentru această conferință. Este vorba despre Hey PC, care este un proiect de intervenție culturală pe tema hărțuirii stradale, și Teatrul Improbabil, care este un proiect de teatru sonor. Ambele proiecte în care lucrez sunt pornite cu adolescenți și tineri adulți în minte. Hey PC a fost gândit pentru adolescenți și adolescente. Din păcate ne-a prins pandemia și n-am reușit să mai facem acțiunile pe care ne propusesem atunci, dar ne-am mutat în online și am vorbit despre hărțuire alături de partenerii noștri care lucrează de asemenea cu adolescenți și tineri adulți. Și Teatrul Improbabil a fost mai devreme aici. Cine a reușit să fie pe fază a fost, cine nu, ne poate găsi pe internet peste tot. Cam atât. Mulțumim. Și deși știu că există așa o mare distanță între unde stăm noi și unde stați voi, aș vrea totuși să facem un mic exercițiu acolo, și anume să vă uitați așa în stânga, în dreapta, în față, în spate, să vedeți o figură pe care nu o cunoașteți și să vă prezentați. Bună, eu sunt... Așa, să spuneți un pic despre voi, foarte, foarte, foarte pe scurt. Asta îmi spărge puțin chestia de suntem noi și ne prezentăm și așa puțin. Foarte, foarte. Șapte. Mulțumesc pentru acest mic exercițiu. Promit că o să mai am câteva întrebări înspre sală. De obicei fac aceste exerciții când avem un panel, pentru că nu e doar despre noi, cine este pe partea asta, ci și despre cine este în sală, și nu cred că este... Aș vrea să facem un pic de echilibru între putere, da? Ne-am prezentat noi, dar să vă prezentați și voi și cumva să fie un ping-pong între ceea ce se întâmplă aici. Cum ziceam, e vorba de povești foarte mult astăzi în conversația asta și o să am o întrebare către voi. Deocamdată o să am o întrebare și către voi, care poate la prima vedere poate parea un pic personală, dar fiecare răspunde din colțul sau din perspectiva lui ei lor. Și anume, dacă toți suntem în acest eveniment și vorbim de rețea neoficială de educație împotriva abuzurilor, care este relația voastră cu abuzul, cu acest cuvânt, cu acest concept, cu această stare, cu această realitate, practic, care ne conjoară? Iana? Pe mine, cred că abuzurile m-au adus aici, de tot felul. Adică nu cred că devii activist dacă nu, mă rog, la un nivel mai macro nu ești abuzat. La nivel mai personal, cred că toți învățăm ce este un abuz. Cred că asta e problema cea mai mare în România acum. Nu înțelegem exact ce înseamnă un abuz și nu ne înțelegem nici măcar limitele personale. Pentru că abuzul, mi se pare mie, că începe dincolo de limita ta de confort personal, în relația ta cu omul iubit, cu statul, cu părinții, cu cine o fi. Și cred că ce facem noi în proporție foarte mare în zona de ONG-uri este să învățăm oamenii ce este un abuz, când sunt abuzați și ce pot face pentru a opri sau a rupe firul acesta. Dar e interesant de văzut cum linia asta a abuzurilor se modifică atât în timpul vieții, cât și în funcție de instituția sau persoana care te abuzează.
Și asta e foarte interesant, pentru că fiind o societate totuși atât de tânără din punct de vedere al democrației, suntem foarte fluizi și mi se pare fascinant, mai ales ascultând mai devreme spectacolul, mi se par fascinante discuțiile pe care le aveau tinerii în spectacol comparativ cu discuțiile care eram eu obișnuită în tinerețe și sunt complet diferite, deși abuzurile sunt rădăcina comună. Dar asta mi se pare mie foarte interesant și eu, la rândul meu, sunt într-o relație permanentă de a defini abuzul față de mine și de a mă lupta în a împinge mai în față sau mai în spate limitele. Este Ilinca. Bună. Cum ai definit tu asta sau care e relația ta și mai ales, apropo de ce zicea și Diana, cum se revarsă asta în ceea ce faci? Da, sunt cam pe aceeași undă cu tine la asta, că e o temă extrem de prezentă, din păcate, și într-un fel din fericire, în sensul că ajungem în punctul în care să vorbim despre asta și să facem lucruri concrete înspre a, unu, înțelege, că mi se pare o temă foarte bună de ok, hai să înțelegem real ce înseamnă asta și apoi să vedem ce putem să facem concret ca să rezolvăm lucrurile astea. Dar da, și pentru mine a fost și este abuzul un gând constant, mai ales din punctul ăsta de vedere de ok, ce facem, ce pot să fac eu. Bineînțeles că lucrează și într-o zonă personală de cum experimentez eu, cum am experimentat în familie, mai puțin spre fericirea mea, dar sunt persoane care nu au același noroc. În școală au început să fie un pic mai prezente, dar având o familie foarte suportiv și foarte aware de faptul că mă cresc și mă aruncă într-o lume questionable din multe puncte de vedere, am învățat cât de cât și cum să pun problema și cum să mă apăr. E groaznic că trebuie să fim un punct în care să ne apărăm, dar this is how it works. Ar fi tare să nu mai fie nevoie să venim tot noi cu scutul. În facultate, da, cu cât evoluam mai mult în viață, cu atât întâlneam mai des conceptul ăsta și de-aia zic că mă identific destul de mult. Cam de acolo a pornit nevoia mea personală, unu, să fac proiecte care să adreseze tema asta și doi, să depășească puțin nevoia mea personală, să fac ceva și pentru oamenii care, ok, I was a lucky person. Sunt multe persoane care nu au norocul ăsta și au nevoie de sprijin și poate nu au resursele, poate nu au oamenii în jur care să le ofere ajutor. Șerban? Da. Eu cred că prima dată m-am întâlnit cu termenul de abuz ca și cuvânt undeva prin clasa 9-10, cu siguranță în perioada respectivă și ca orice alt termen, mi-aduc aminte că l-am căutat pe Dex pentru că mie îmi place foarte tare să văd definițiile alea scurțoase ca ulterior să le pot atribui înțelesurile personale și e un proces acolo. Și este definit în Dex ca întrebuințare fără măsură a unui lucru, am mai verificat o dată, nu mai ține minte, dar senzația a rămas cumva. Mi-a plăcut definiția, n-aș păstra lucrul, aș păstra întrebuințare fără măsură a unei emoții direcționate, a unei relații, a unei alte, aș adăuga alte concepte sociale, nu cred că mai vorbim de lucruri acum, dar da. Cumva relația mea cu abuzul este dificilă, cred că ceea ce psihologii ar spune despre mine este că sunt într-o reprimare, pentru că în general eu nu țin minte evenimente negative, le reprim constant și le bag sub preș, nu este o strategie deloc bună, nu sunt guru în asta, se revarsă, este o nebunie constantă în partea mea emoțională, dar cred că este inclusiv foarte greu să spun și să pun degetul pe momente în care am simțit că sunt victima unui abuz, pentru că cumva am trăit cu stigma asta că eu nu pot fi o victimă și că nu, you have to rise above,
cu siguranță nu, tu nu ai experimentat, tu poți să treci prin toate. Nu m-am lăsat niciodată să simt adevăratul cuvânt, toată experiența, și cu siguranță în momentul în care am conștientizat tot ceea ce mi s-a întâmplat, ceea ce a fost destul de recent, și în momentul în care, chiar dacă ziceam că uit informații și uit momente, rămân cu senzațiile, în momentul în care toate senzațiile au ajuns la mine în creier, așa a fost un boom mare. Și s-a gestionat cum s-a gestionat, dar da, e o relație complicată, o relație bazată pe reprimare cu siguranță, dar da, și cumva cred că e, adică sunt de acord cu Diana, e o determinare a activiștilor și a oamenilor care activează în ONG-uri, în a face lumea asta un loc mai bun. Cred că abuzul stă acolo, în spate, vine și e cumva ca un lipici care leagă lumi, leagă povești. E trist că se întâmplă asta, totodată coalizează foarte bine, nu putem spune că nu, ne unește și ne dă o voce, nu mai suntem noi, suntem noi și foarte mulți alții. Și cum ziceați și voi, îl întâlnim peste tot, da? Îl întâlnim în piață, îl întâlnim în facultate, îl întâlnim în familie, tăcăie, 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 și mi-am dat privirea către voi. Cu o întrebare, tot așa, dacă vreți să vă duceți către cineva necunoscut, e invitație de a merge către cineva necunoscut din sală, să povestiți un pic, foarte puțin, 2-3 minute, vis-a-vis de relația voastră cu abuzul, în mod specific, dacă ar fi să eliminați din contextul vostru, din pula voastră, din viața voastră, un tip de abuz pe care nu ați mai vrea să-l experimentați vreodată. Care ar fi acela și de ce? Dacă ar fi să eliminați un tip de abuz din viața voastră, contextul vostru, care ar fi acela și de ce? Pentru voi, pentru voi personal. Un abuz din contextul vostru personal. Care ar fi acela? De ce care ar fi abuzul și de la cine sau care contextul și de ce? Puteți să vă întoarceți la cineva, puteți să vorbiți cu persoana de lângă voi, orice strategie este bună. O conversație care, bineînțeles, putem să o continuăm și mai încolo în pauză. Sunt curios cam care sunt zonele de abuz care ați vrea să le eliminați. Just shout it. Muncă, de la muncă. Altceva? Emoționale? Poftim? Autoabuzul. Ok, deci de la alți, de la societate. Abuzul autorităților. Deci people who make abuse of power, de abuzul de putere, în modul mai general. Cool. Păi, ceea ce ne-am propus astăzi, să vorbim un pic despre relația asta, dihotomia de work and fun, de distracție și responsabilitate, am numit-o. Nu e neapărat la muncă, poate să fie la muncă în funcție de ce vârstă e, poate să fie școala sau în oricare altă parte. Și mă gândeam la întrebarea asta, cum, din ce faceți voi în organizații sau la modul general în viața personală, cum vedeți această dihotomie între responsabilitate și distracție? Au ele ceva comun? Vedeți cum se cheamă, materializează abuzul în oricare dintre cele două forme, cam cum arată pentru voi, din perspectiva voastră, zona asta. Ilinca? Da, eu în momentul în care am discutat inițial și am văzut tema, mi s-au aprins niște beculețe, pentru că munca este un subiect foarte important în viața mea. Și distracția, bineînțeles. Și distracția la muncă, care e și aici o relație destul de interesantă.
Da, pentru mine munca e importantă de când am început să pot să muncesc, basically, când am început să mă investesc pe mine în diverse proiecte. Probabil undeva prin școala generală sau liceu am început să fac lucruri mai concret. Am simțit că, în primul rând, am un scop un pic mai mare față de doar a exista și a mă hrăni mama. Și apoi, lucrând pe parcurs, bineînțeles, nu știu cât de aware eram în școala generală când, nu știu, făceam teatru cu colegii mei într-o sală de clasă. Dar iată că asta s-a continuat și în liceu și mai departe am ajuns să fac o școală profesionistă, profesională, whatever, în sensul ăsta. Și cu cât lucram mai mult, cu atât realizam că e o responsabilitate foarte mare pe care mi-o asum în momentul în care deschid o ușă și zic bună ziua, haideți să facem lucruri. Într-adevăr, eu personal, că intrăm în zona asta personală și mi se pare tare, am dificultăți destul de mari în a pune limite și oamenii cu care lucrez știu asta. În sensul că ori mă arunc foarte mult și lucrez aproape non-stop și nu știu să-mi iau pauze, ori efectiv nu realizez necesitatea pauzelor și nu e neapărat distractiv pentru că in the back of my mind sunt conștientă că dacă nu-mi iau pauze și nu am grijă de mine, nu o să pot să muncesc la fel de mult pe cât mi-aș dori și e un paradox foarte, foarte ciudat. Și din punctul ăsta de vedere, mie personal mi-e foarte greu să știu ce să fac cu timpul meu liber. Și cumva aleg să nu mai am timp liber și pur și simplu să fac ce știu să fac și anume să muncesc în continuu. Dar bineînțeles că nu e healthy deloc și corpul meu urlă la mine pe această temă constant și zice ok, hai să ne oprim. Ceea ce da, îmi pune niște semne de întrebare, dar nu e safe să ajungem în punctele astea ca să ne oprim. Trebuie să știm să ne oprim și să ne oprim cu sens. În ce ține de, nu știu, distracție? Distracție în ce sens? Ce înțelegi prin distracție? Măi, eu mă distrez și la muncă, adică cel puțin ce facem noi în bucătăria noastră. Bineînțeles că muncim și suntem super intuit, că ținem foarte mult la proiectul ăsta și suntem foarte responsabili cu toții în ce-l privește. Dar e și fun. Adică e fun și ne iubim foarte tare și facem lucruri și e super drăguț. Dar nu știu, adică distracție putem să spunem fix timp liber, ce ziceam mai devreme. Când ai o jumătate de oră liber în weekend, fără să lucrezi. Da. Și fără să mă gândesc la muncă. Fără să te gândești la muncă. Da. Okay. Ce ai, ce îți vine așa instinctiv să faci? Dacă mă simt războinică, mă duc să mă plimb. Lucru pe care nu prea îl fac de obicei. Adică sunt destul de couch potato în sensul de pierd timp plimbându-mă în aer liber. Which is it. Nu faceți ca mine. Nu e rude. Plimbați-vă, mai ales când e soare și frumos. Da, ies la aer în principiu. Sau nu știu, mă uit la seriale, dar e tot o chestie care te închide. Și cumva încerc să trag de mine și să mă dau jos din pat și să zic ok, astăzi ieșim la aer și respirăm în parc, că e bine. Sau mă văd cu prieteni, sau poate, nu știu, mă joc pe PlayStation. Ceea ce nu am făcut de mult. Iată. Da. Diana, ce relație ai cu work and fun sau ce vezi la tinerii cu care lucrezi asta? La mine problema cea mai mare și bucuria cea mai mare e că fac ceea ce îmi place, dar asta este cea mai mare căpcană. Și adică absolut toate proiectele pe care le fac, cred în ele 100% acolo, dar fiind persoana care semnează niște acte, ca nu se oprește. Și responsabilitatea echipei care tot crește este la mine și atunci fanul este foarte plin de vină. De vinovăție pentru mine. Și atunci fiecare perioadă de relaxare sau o seară de couch potato, cum zicea Ilinca, se transformă într-o procrastinare mai mult pe bază nervoasă. Adică caut un film pe Netflix 2 ore ca să nu văd niciunul, ca să adorm. Sau toți cred că am fost în situațiile astea. Sau mă uit la seriale pe care le-am văzut ca să nu consume resurse prea mari. Să nu investesc emoțional într-unul nou, pentru că deja este prea mulți oameni noi sau prea multă investiție emoțională anyway.
Deci asta la nivel personal și sunt foarte multe recompense în a face ceea ce îți place și ceea ce crezi, dar este în același timp o formă de autoabuz pentru că nu îți pui limite și când încerci să ți le pui pentru tine te simți foarte egoist sau foarte rău sau foarte aș fi putut să fac asta, să ajut 3 oameni din echipă în timpul ăsta. La tineri mi se pare distracția este o presiune socială. Era și la noi, doar că nu aveai Instagram să arăți dacă ești acolo sau nu, așa că puteai foarte bine să spui că ai fost. Nu avea cine să te verifice. Adică dacă cineva îți făcea o poză și o scotea și o arăta și nu era acolo, dar deja e un efort foarte mare. Mi se pare că distracția, așa cum vorbesc din ce văd din echipă, doar distracția e mult mai... E o formă de a mima... integrarea, a cere validare. E foarte, foarte rar văd momente raw de băi, asta vreau să fac și nu mă interesează cum mă vor judeca ceilalți, din păcate. Și cred că toți alunecăm prin filtrul social media spre a face ce credem că se așteaptă de la noi să facem. Nu doar ca adulți, dar că na, noi suntem un pic mai imuni cu cât mai îmbătrânim, adică ne pasă mai puțin de ce cred ceilalți, ceea ce e super mișto, un avantaj pe care nu ți-l spun oamenii mai în vârstă, dar pentru ei mi se pare că este o luptă, lupă așa care se mută odată cu ei prin viață și nu dau seama dacă se va opri, dar cred că trebuie să fie un pic, cred că cea mai mare problemă și zicea cineva în sală e autoabuzul. Cred că noi suntem cei mai mari abuzatori ai noștri și nu știu cum se rupem cercul, da? Poate cu discuții de genul ăsta. Și asta mă tot gândeam, like, de distracție. Mai e distracția distractivă, de fapt? Mm. Adică, cum o definim? Tu cum o definești, Urban? Eu am scris o întrebare mare aici, ce e distracția, cum o definim? Mulțumesc, n-am răspuns la ea. Așteptam niște răspunsuri și eu. Da, o să încerc să povestesc și poate îmi vine și o definiție, nu o să mă chinui acum să scot ceva pentru că nu o să fie autentică. Ce aș fi vrut să adaug este inclusiv legat de ceea ce zicea Diana de presiunea socială, că suferim al naibii de mult de FOMO toți, la modul că pur și simplu mă uit la mine și îmi dau seama că nu trebuia să fiu la concertul ăla seară, că nu mă interesează, da, dar uite ce bine s-au simțit, da, uite ce, da, uite s-au dus și prietenii ai tăi, da, nu, e ok, foarte bine că am dormit aseară la ora 10, ceea ce este iarăși o presiune, pentru că de multe ori, nu știu, auzi, te culci la ora 10, you are young, you are in your 20s, de ce nu te duci să-ți spargi creierii pe tecnoase? Adică, why don't you do that? Și simți o presiune și responsabilitate, pentru că nimeni, când ești tânăr, adică foarte puțini oameni valorizează potențialul tânăr în locul de muncă și zic, da, wow, uite, avem o forță fresh alături de noi. Dar de multe ori percepția oamenilor adulți despre tineri este că sunt niște irresponsabili și că nu se țin de cuvânt și că și că și că. Și atunci în ecuația asta cu fan și responsabilitate le văd ca niște săgeți care merg și merg și merg și merg în paralel cumva. La un moment dat se oprește fanul, rămâne doar responsabilitatea, la un moment dat se oprește și responsabilitatea, rămâne doar fanul. Cumva cred că putem să ne distrăm când suntem responsabili, putem să fim și responsabili când ne distrăm. Nu le văd ca etape consecutive, la modul acum mă distrez, acum mă opresc din a mă distra, acum mă responsabilizez, acum mă opresc din a fi responsabil și așa mai departe. Și legat de povestea mea personală pe partea asta, da, e urât că am ajuns în punctul ăsta în care am avut 3 proiecte / locuri de muncă / bla bla, dar 3 proiecte în paralel cu facultatea
Și la 1 octombrie eu am spus, după o întreagă lună septembrie în care n-am făcut nimic decât am zăcut și am procrastinat totul, am spus stop. Și a fost cel mai curajos lucru pe care l-am făcut eu vreodată, în modul foarte onest, și mă bat pe spate pentru asta cu foarte multă mândrie. Nu sunt o persoană egocentrică și nu mă bat pe spate de obicei, dar pentru asta mă bat pe spate. Am spus stop și am fost doar student, cu toată presiunea socială că trebuie să mă duc în cluburi și m-am dus. Și am stat și până la 5 dimineața și cu toată presiunea socială că trebuie să beau cafele cu foarte mulți oameni și am băut cafele cu foarte mulți oameni și m-am plictisit teribil. Adică am ajuns în punctul în care din nou mi este dor să reintru în tot ciclul ăsta nebunesc. Așa că da, e... putem să-i spunem abuz, pentru că mă abuzează emoțional. Nici cum nu mi-e bine, nici așa, nici așa, nici așa, și echilibru pare că nu-l găsesc. Așa că distracția, probabil că, într-o definiție a mea personală, ar fi momentul în care nu îmi pun 100 de întrebări despre mine în diferite stadii evolutive, și momentul în care sunt eu autentic. Și era bine când erau cluburile închise la 12, nu mai bine. Iată, pandemia ne-a ajutat, de fapt, să... reducem abuzurile asupra noastră. Da, îmi place foarte mult că din substratul care îl aud de la voi e foarte mult despre echilibru, dezechilibru. Echilibru de a face, a jongla în același timp și cu responsabilitatea și cu distracția, sau dezechilibru în momentul în care una se duce mult mai mult înspre abuz decât cealaltă. Și revin cu o întrebare la voi, promit ultima. Dacă, apropo de ceva, de ce ați vorbit adineauri, de abuzul acela care l-ați elimina, cum ați face asta? Care e primul lucru care l-ați face voi ca să eliminați chestia asta? Mulțumesc, I got the finger. Dar care ar fi un prim lucru care ați încercat să începe să-l faceți ca să... începeți să eliminați acel abuz din viața voastră? Care ar fi acel lucru? La fel, share-uiți cu persoana din stânga, din dreapta, din față, din spate, de unde vreți. Sunt curios de niște idei din sală. Ce ați face? Sau ce ar putea să fie făcut? Dacă vrea să ne spună cineva... Terapie, superb. Altcineva? Terapie și mutat în munți. Și mutat în munți. Ok. De ce nu pe plajă? Acolo sunt mulți oameni. Acolo sunt mulți oameni. Da. Presiunea de distracție mai mare la mare, la munte, clar asta. Închisul telefonului. Super. Expunerea publică a abuzului. Abuzatorului și abuzului. Mm-hmm. Deci, calling out, shouting. Îi dă puterea abuzatorului să repete abuzul. Mm-hmm. Cool. Altceva? Pe idei? Păi hai să vedem cum se întâmplă la voi. Cum, așa, prin ceea ce faceți voi în viața personală sau profesională, acum le combinăm așa un pic, cum asigurați echilibrul ăsta? Cum vă asigurați voi, în primul rând, să vă ripom și vă echilibru? Și cum asigurați pentru oamenii cu care lucrați? Sau pentru oamenii cu care lucrați? Șerban? Mi s-a părut că ești cel mai dezechilibrat de aici, nu? Te-am văzut cel mai structurat, îți notezi de asta. Da, 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 da. Puri idei. Da, probabil că sunt cel mai dezechilibrat de aici, e ok. Am fost foarte, adică am avut măcar iluzia structurii și ordinii și disciplinii în viața mea până acum 3 luni. E ok, acum sunt într-un haos. Echilibrul e foarte greu de stabilit, pentru că nu
nu știm unul la mână cum să-l definim și aici lansez provocarea. Mai departe, nu cred că putem defini echilibrul dintre fan și responsabilitate. Nu putem trage linia acolo și adică e foarte, foarte ușor să pici ori într-o extremă, ori într-alta. Stăteam să mă gândesc la toți tinerii din jurul meu care sunt foarte workaholici și care își duc și își duc proiectele la bun sfârșit și le fac și munce suplimentar și e inclusiv partea asta de, mi se pare foarte important și am avut o experiență și cu asta, momentul în care te plângi, momentul în care te aduni la o cafea cu cineva și începi și zici și și cu toate cuvintele alea urâte pe care nu le zicem aici și ești foarte supărat, dar ulterior, deși persoana respectivă nu, nici nu trebuie să spună neapărat ceva, ai lăsat presiunea aia să iasă. Și eu am avut la un moment dat o perioadă în care mi se părea că mă plâng prea mult și că nimic nu-mi convine și așa, așa că mi-am pus eu o limită personală, că seara de la 9 la 9 jumătate sun un prieten și mă plâng. În rest nu am voie să mă plâng pe parcursul unei zile. That's cool, actually. A funcționat 2 săptămâni. Nu pot să zic că a fost o tehnică neapărat de lungă durată și bună, pentru că cred că e normal cumva să ne plângem și să spunem și să povestim mai departe despre ceea ce trecem, atât pentru noi cât și pentru ceilalți. Și cred că asta este inclusiv un pas în reducerea stigmei legate de discuțiile despre abuz, în reducerea stigmei personale pe care o avem despre abuz. Că let's call it out, cine a zis în public că trebuie să nu păstrăm tăcerea prin a ne plânge și toată ziua se plânge vorba respectivă. We are just calling it out, pentru că asta se întâmplă. Dacă ar fi totul roz, probabil că n-am fi noi gică contra, sau cel puțin eu, nu, eu nu cred că aș avea o problemă. Da, deci echilibru cumva greu de stabilit, unde începe și unde se termină, și cred că sunt doar diferite tactici, tehnici prin care putem să mai echilibrăm balanța. Adică facem, asigurăm noi un echilibru prin diferite tehnici, dar echilibru e în continuare instabil. Echilibru este instabil. Da, da. Nu, asta aminte de și noi când la un moment dat aveam o perioadă în care, înainte de pandemie chiar, care la orice întâlnire, eveniment, training, whatever, ne întâlneam, primul lucru care îl făceam, începeam să ne plângem. Uh-huh. Și am, la un moment dat am denumit acest moment de cafea de bitching. 15 minute jumătate doar cât e nevoie, get it out of the way și pe urmă puteam să începem lucrul. Da, da. Și era un truc foarte bun. Hai să ne plângem acum, să scăpăm de toate plânsurile. Urmă să trecem lucrul. Și poate să fie o modalitate foarte, foarte interesantă. Cum e la tine, Ilenca, și la voi? Da, asta cu plânsul sau? Nu, acest echilibru, cum încercați să asigurați echilibru? Încerci tu să asiguri echilibru, cum încercați în echipă? Da, discuțiile sunt foarte importante, clar. Și asta e o chestie pe care o priciuiesc, m-au învățat ai mei de când am fost mică să zic, să fiu comunicativă. Nu sunt neapărat o persoană foarte sociabilă așa, adică sunt un mic introvert și e destul de complicat. Dar e un antrenament constant pe care îl fac să comunic. Să comunic și când e de bine, să comunic și când e de rău. Să învăț cum să comunic când e de rău. De rău, mă rog, impropriu spus, să zicem, nu știu, dacă vorbim de feedback, dacă e să vorbim de muncă. Că și să dai feedback mi se pare o chestie pe care trebuie să o, să știi cum să o faci. În primul rând, și aici revin puțin în școală, că acolo mi s-a părut cel mai pregnant, mai ales în artă sau whatever. Asta e oricum exemplu cel mai apropiat de mine, că asta am făcut. Mi se pare dificil să separi persoana de produs, de lucru pe care îl face. Dar asta cred că se aplică și la noi, că, apropo de facem ce ne place. Și cum oferi feedback pe produs și nu pe persoană? Cum îi spui că nu e neapărat ce trebuie fără să atași personal? Aici mi se pare că în școală cel puțin a lipsit destul de mult
Și am avut constant o problemă cu asta și am și adresat-o cât de des am putut. Băi, explicăm ca unei persoane care lucrează ceva. Nu îmi explica mie ca persoană că sunt nu știu cum, pentru că nu am reușit să fac, să duc la bun sfârșit așa cum au dictat așteptările tale. Apropo și de relația cu autoritatea și așa mai departe. Mi s-a părut problematic. Am fost și în situații în care mi s-a oferit feedback într-un mod constructiv și astfel am învățat și eu să ofer mai departe feedback într-un mod constructiv. Sper că iese, dacă nu o să mai aștept și eu feedback și o să lucrez la asta. Dar da, cred că e o chestie care se antrenează, aș spune. Asta cu responsabilitatea și cu comunicarea și cu plânsul că ajută să nu faci implozie de emoții negative și de gânduri care te țin trează noaptea și ziua, whatever, depinde când doarme lumea. Dacă doarme, sper că dormiți, sper că doarme toată lumea, măcar 8 ore, că așa am auzit că e bine. Da, apropo de asta, că apropo de împărțeli, că mi se pare tare asta cu programarea plânsului. Plânsul, da. Asta mi-a recomandat și mie terapeuta mea și n-am aplicat încă, dar e un exemplu pe care l-aș urma. Și mai e și chestia asta cu 8 ore de somn, 8 ore de program pentru tine și 8 ore de muncă. Ceea ce sună super. Dar how we do this? O întrebare pentru mai târziu. Dar îmi place că la întrebarea anterioară ziceai ceva de plimbare, aer, breathing, respira și acum vorbim și de somn. Deci, da. Ușor, ușor. Da, pare dacă eu... Facem o rețetă. Da. Când o aplicăm, nu știu, dar e bine măcar exact. Că vorbim despre asta. Acum, în teorie, stăm bine. Exact. Diana, la tine, la voi, cum e acest echilibru sau dezechilibru? Dacă încercați să păstrați echilibru. Da. La noi, în general, cred că, nu știu dacă doar în zona ONG-urilor, dar în România cred că e o problemă de a înțelege cum funcționează o echipă și cum funcționează într-o echipă. Eu, de exemplu, înțelegeam că trebuie să fiu persoana care rezolvă tot ce se ivește ca problematic în echipă și atunci eram persoana de care zicea Șerban că se plânge de la 9:30. Eu eram de la 9:30 la 9:30 persoana la care se plângeau toți din echipă. Pentru tot felul de drame, pentru că considerau că eu am singura autoritate de a le rezolva într-o formă sau alta și cumva noi avem în general percepția că șeful, șefa, președintele, directorul așa are o baghetă magică și e treaba lui ei să rezolve lucruri. Și am învățat the hard way că oricât de dramatice sunt situațiile, trebuie să pun limite foarte clare. N-am mă protejat pe mine, pentru că dacă eu nu funcționez bine, inevitabil, eu n-am cui să mă plâng decât întregi echipe și afectez tot. Deci e foarte important ca eu să fiu un pic mai zen și să fac ce simt eu că vreau să fac. Și asta e o chestie pe care am învățat-o în terapie, că îmi spunea terapeuta mea că ca lider într-un grup trebuie să-mi setez foarte clar așteptările și să nu le proiectez pe oameni din echipă, pentru că nu vor veni de acolo soluțiile, pentru că este un fel de izolare a liderului care vine organic și se întâmplă organic și trebuie să o duci atâta timp cât vrei și te simți ok cu asta. Iar în echipă, feeling ca așa cel mai bine, comunicarea. Eu cred că mare parte din abuzuri le aducem din proiectarea așteptărilor noastre pe ceilalți. Ne îmbufnăm că mă așteptam să spun asta și n-a spus-o. Sau mesajul scris avea în capul meu un ton pe care eu îl consider ofensiv. Da? Deși nu, în mintea omului celuilalt nu era nicio chestie foarte dură. Deci cred că trebuie să comunicăm mai mult și eu asta tot zic în echipă. Spuneți care vă sunt limitele. Spuneți când nu sunteți ok. Mai bine spuneți, băi, astăzi nu. Nu pot, nu comunicați cu mine sau astăzi nu dau randament, mă poate ajuta cineva, decât să acumulăm foarte multe frustrări, care evident e foarte nice și bitching hour, aș zice eu, e awesome, aș pune obligatorie, dar la un moment dat se sedimentează lucrurile astea și devin o stare permanentă de frustrare. Și o problemă pe care o văd mai ales în rândul tinerilor, dar nu numai, dar cumva cred că cu cât îmbătrânești ești un pic mai izolat, mai independent,
absent, aș zice, nu neapărat într-un sens bun. Tinerii amestecă foarte tare munca cu relațiile personale. Și atunci ori ți-s prieteni, ori ți-s dușmani, ori ți-s iubiți, iubite și se amestecă straturile astea. Și atunci lipsa comunicării le face să fie și mai greu de navigat. De-aia e foarte important să setezi la început limitele tale în relația cu ceilalți. Și cred că, da, asta spune, băi, eu am așteptările astea de la tine. Aș vrea să-mi spui asta, aș vrea să nu spui asta, aș vrea să mă sun, să nu mă sun, să-mi dai text, să nu știu ce. Și deja cred că 50% din intențiunile astea sunt rezolvate așa. Dar e un proces pe care, na, cred că trebuie să-l facem. Oricât de mult spui într-o echipă, it takes practice. Practice, practice, practice. Am vorbit, na, și de mersul la terapie, am vorbit și de setarea limitelor, 8 ore de somn, 8 ore de muncă. Dar cum le punem în practică, într-adevăr, este cea mai dureroasă, să zicem așa, situație. Eu am pus foarte multe întrebări invitaților. Dacă vreți voi să puneți niște întrebări invitaților noștri de astăzi, în legătură cu subiectul de astăzi, în mod evident, ca să nu ne ducem către orice fel de, către orice fel de întrebare. Da. Mulțumesc. Se aude? Da, ok. Cred că întrebarea mea ar fi care este cea mai importantă limită pe care a spus-o sau de care vă amintiți din viața voastră de până acum? Dacă nu este extrem de personală întrebarea. Eu am mai spus nu. Am mai spus nu. N-am spus doar facem sau vedem. Okay. Am mai spus nu. Și personal și profesional, ceea ce e mare lucru. Ok. Da. Mersi. Se gândesc. Cred că la mine se leagă foarte mult limitele pe care le pun de timp și de respectarea timpului meu. Adică lately am început să-mi respect timpul și mi s-a părut, adică mi se pare că îmi integrez cumva, punând limite în activitățile pe care le fac, îmi integrez cumva momente în care sunt doar eu cu mine. Ascult o mantră budistă. Ascult un podcast, mă uit la un film, dar în moment, probabil că sunt chestii pe care le făceam și înainte, dar nu le conștientizam. Acum, pur și simplu, m-am pus limita de, bun, atât timp îmi doresc eu să aloc pentru treaba asta, atât timp voi aloca și de când se pune limita, continui cu următoarea și următoarea. E much healthier cumva. Pentru mine a funcționat foarte bine în a delimita și de a nu mă mai implica atât de mult în toată. Adică workaholic syndrome și eu îl am, chiar dacă încă momentan sunt așa în plutire, îl am și e bine. E, pentru mine limita, a pune limită în workaholic, e. Mulțumesc că s-a întâmplat și că am reușit. Bravo. Da. Bravo. Da. Da. Aspir. Da, la mine cred că faptul că am învățat destul de curând să pun limite în viața personală, în relație cu diversi oameni din viața mea, fie că vorbim de zonă romantică, prietenie în zonă, e foarte dificil, dar e dificil pentru mine cel puțin pentru că am zona asta de people pleasing, ceea ce nu e fun deloc, pe care o aplic și în muncă, inclusiv apropo de faptul că nu știu să mă opresc niciodată și că iau proiecte fără număr și zic da, facem și corpul meu zice nu, acum dormim și eu zic nu și mă obligă să dorm, că ia el preier controlul și da, nu, atunci nu e ok. Dar mă antrenez constant în a spune nu, de când ai spus că ai învățat să spui în rap, Doamne, da. Yes. Da. Dar nu la corp când vrea să doarmă. Nu. Lui nu. Lui e cam rar, din păcate. De-aia zice el, ok. Aseară, de exemplu, am leșinat pe canapea și m-am trezit azi dimineața. Adică nu recomand. Dar baby steps. Învățând să pun limite în viața personală, automat o să învăț să pun și viața profesională. Sper.
dar da, cred că e realizabil. Știi că spuneai tu mai devreme că s-ar putea să fie un pic greu să separăm lucrurile astea. Cred că e posibil, dar cred că avem niște timp în față să rezolvăm lucrurile astea. Baftă nouă! Baftă nouă! Alte curiozitate? Mersi! Antonia, în spate? Mulțumim mult pentru... Sper că mă auziți. Da. Mulțumim mult pentru poveștile voastre sensibile și pline de autenticitate. Întrebarea mea este dacă ați simțit anumite provocări legate de refacerea post-pandemie a vieților noastre de muncă, de școală, de implicare civică și cum le-ați gestionat, cum au modificat aspectele acestea, modul în care ne raportăm la abuz și la relațiile noastre unii cu ceilalți. Cum stăm post-pandemic? Oh. Mă rog, nu e oficial terminat, dar... La mine a fost foarte interesant că în pandemie am fost obligată să mă opresc și cum eram, ok, asta este, s-a oprit toată lumea, cred că pot să mă opresc și eu. Dar la ceva timp după am început să fac proiecte care cumva se mulau pe condițiile nefaste pe care le trăiam atunci. În pandemie a pornit Hey PC, în pandemie a pornit și Teatru Improbabil. Pentru că după ce am luat o pauză de câteva luni, evident că am început să fie asta. Hai să facem lucruri, nu putem să facem lucruri. Cum putem să facem ca să facem lucruri? Și au venit aceste idei. Bine, Hey PC era gândit să fie făcut în școli. N-am reușit să facem asta, l-am mutat pe Zoom. Cum s-a mutat toată lumea pe Zoom și locuiam cu toții în această mare casă Zoom. Petreceri, terapie, tot era pe Zoom. Fun. Și Teatru Improbabil a venit din ideea asta de ok, vrem să facem teatru și nu putem să mergem la teatru. Ok, îl facem fiecare la el acasă. Amazing. Și s-a întâmplat asta. Și practic proiectele pe care le-am început atunci au continuat și acum. La mine cel puțin nu s-a simțit atât de bruscă trecerea asta. Dar DPDV social a fost destul de straniu. Când am mers, nu știu, un club prima zi când s-au scos restricțiile, în două ore am plecat acasă pentru că eram suprastimulată. Un miliard de oameni în jurul meu, voci multe, nu. M-am dus să mă culc. Asta. Dar da, a fost o tranziție destul de smooth pentru că deja exista o constantă pe care doar am, nu știu, am dus-o mai departe. Deci ai putut să spui nu? Am putut să spun da. Am putut să spun un pic. Da. Mersi. Învățăm. Diana? La mine pandemia a fost o perioadă de abuz al muncii. Deci de când am intrat în pandemie am început vreo 3 proiecte și eram ok, acum nu mai am nici măcar timpul ăla în care stau la coadă la check-in pe aeroport să fiu eu cu gândurile mele. Sunt tot timpul on. Și cumva toți oamenii cu care lucram erau tot timpul on. În diverse țări, pe diverse continente. Terminai cu România la 8, începeau chestiile din state la 9, care erau fresh și on it. Deci, pandemia pe mine m-a învățat foarte multe lucruri. Unul, cum să fac proiecte fără să pun oamenii să miște, să circule, cum pot să folosesc perioadele în care tinerii aveau, de exemplu, în cazul nostru, mai mult timp liber, erau blocați acasă, cămin, chirii, whatever. Și am folosit la maxim. Practic tot ce se întâmplă acum în forum este consecința bună a pandemiei. Și eu mă tot scuzam când ziceam pandemie, mă scuzați, dar la noi e mult mai ok când e pandemia. Pentru că venind dintr-un oraș mic din provincie, eram tot timpul foarte în urmă. Adică, haideți la București, ok, asta înseamnă 6-7 ore pe drum, 2 nopți de cazare în București, mâncare, avem bani de asta, după aia hai înapoi și tot timpul ăsta lucrând. Deci pentru noi a fost un mare, mare avantaj, pentru că eram brusc pe același palier cu toată lumea, indiferent unde era, New York, București, Alba, Sibiu. Și revenirea, da, nu știu, în lumea noastră și cred că tu știi mai bine, de prin 2021 deja am cam revenit, adică suntem full on de aproape 2 ani. Deci nu mai știu perioada aia cu izolare, very far away. Deci muncă, muncă, muncă. Pandemia nu a fost vacanță, a fost muncă și
uneori regret după perioada aia, că poate ar fi fost bine să ne prefacem și noi imobilizați. Să dureze mai mult. Șerban? Da, cumva social rezonez cu Ilinca și profesional cu Diana. Nu știu exact ce ar mai trebui să adaug. Eu n-am gătit nici pâinica de pe TikTok în pandemie, n-am făcut nici cafeaua Dalgona, n-am avut când. Era o nebunie constantă, toată lumea chiar era on. Și chestia pe care eu n-am sesizat-o, mi se părea că toată lumea și-a pus în cap și a fost foarte îndărătnică să demonstreze că se pot face foarte multe lucruri, de fapt, în pandemie. Și uite cât de multe se întâmplă și ce viață minunată putem să ne construim noi. Interesant, acum că mă uit înapoi, chiar interesantă atitudinea noastră, împinși spre readaptare, iar social cu ieșitul din pandemie, pentru că profesional nu am simțit neapărat, cumva munca mea s-a derulat în online. Și pentru mine sfârșitul pandemiei s-a corelat cu începerea războiului din Ucraina foarte mult, așa că a fost po-po și eu trebuia să fiu pe poziții. Am și fost implicat cumva în ambele povești, într-o măsură sau alta, la modul că au fost proiecte foarte multe începute în pandemie, care s-au continuat online și ulterior cu copiii din Ucraina, unde am coordonat centrul educațional de la Sibiu. Și atunci a fost doar, a fost foarte obositor, iar ceea ce trăiesc acum, perioada mea de haos dezechilibrat în care whatever ce se întâmplă, cu siguranță este un efect, adică dacă pot pune degetul pe ceva, pe asta pot pune degetul, că e un efect al faptului că din martie 2020 eu n-am zis ho, a fost foc continuu, continuu și continuu. Și nu că nu s-a întâmplat nimic cu planeta. Planeta a suferit niște dezastre. Pandemia a fost un dezastru. Războiul din Ucraina este în continuare un dezastru. Adică dacă planeta se învârtea și Coca-Cola nu schimba rețeta, da, super. Dar Coca-Cola pare că și-o schimbă. Îmi place acest concept de haos dezechilibrat. Aș vrea să-l ținem minte. Este absolut genial. Și putem să ne gândim la el din când în când. Cum să levităm mai ales. Mai luăm o întrebare? Și eu, de exemplu, din polul meu de medici psihoterapeuti, alergie nu înseamnă că ai familie, și ai viață și e absolut și că până la urmă trebuie doar să supraviețui din ca inima se bată în continuare la medici și care are și împreună putem să facem asta. Adică dacă ne plângem împreună cu tine de pereri, e mult mai dificil de lucrări pentru că se poate ca un lumea. Și pe asta, ceea ce ne-am să mersi, mersi și eu. Atunci aș pune o ultimă întrebare către voi. Apropo de, na, știm ce trebuie să facem. Sau am tot auzit ce trebuie să facem. Ce facem ca să facem? Ce facem ca să facem ceea ce știm că trebuie să facem sau că ar fi bine să facem? Ce facem ca să facem? Eu... Știu că e o întrebare foarte mare, dar putem să dăm cu... Eu personal învăț să fiu și mai urăcioasă, ceea ce e o formă de a spune nu. Mai ales ca femeie ești, trebuie să fii extra cute și extra sparkly tot timpul și când vrei și când nu vrei. Și asta e o formă de abuz. Și eu învăț să fiu un pic mai atentă la... Poate am o zi în care nu am chef. Și nu o să mă forțez, pentru că tot eu o să am de tras. Pentru că ziua aia am tras de mine și parte din mine voia să stea grumpy. Dar în același timp trebuie să am grijă și să nu cad foarte mult în extrema cealaltă. Pentru că e foarte periculos, acumulând foarte multe perioade în care tragi de tine, când te oprești, să fie foarte greu să te pornești.
Deci da, și mie mi se pare echilibru. Un cuvânt abuzat și abuzator. Toți trebuie să ne găsim echilibru. Na. Dar cumva să fii ok. Să fii aproape pe zero cu tine, la cât ai tras și cât ai lăsat de la tine. Și eu asta încerc să fiu mai, să mă ascult un pic mai mult, cumva presupunând și sperând că la vârsta asta am un pic mai multă dreptate decât aveam acum 20 de ani, când cu siguranță nu aveam tot timpul. Și să dau mai mult voie să fiu eu. Sună foarte cheesy, dar na, e foarte greu de făcut asta și dacă mă înțelegeți, cred că știți. E o formă de a spune nu și I'm fighting for it. Șerban? Eu mă uit la mine cu mai mult, adică învăț și încerc și uneori îmi iese, altor nu, să mă uit la mine cu mai multă compasiune. Nu, nu o să-i zic milă, că în general mi se pare un sentiment urât milă, să port priva milă. Mi se pare că îți dă ție un statut și un privilegiu pe care nu știi dacă l-ai, dar compasiune. Și odată ce încerc și reușesc să mă uit la mine cu mai multă compasiune, îmi dau seama că da, sunt și leneș, sunt și rău, am și momente în care sunt foarte invidios pe toată lumea din jurul meu are ceva ce eu nu am și mă uit la mine și încerc să înțeleg de unde vine vocea respectivă și îmi dau seama că de multe ori nu e vocea mea. Adică e o voce a societății, e o voce a oamenilor cu autoritate din jurul meu, e o voce abuzatoare. Și atunci, în momentul în care realizez că e o voce abuzatoare, pe care eu nu mi-o asum, neapărat că mut eu munții, dar măcar știu să limitez foarte clar ce se întâmplă. Și e reconfortant. Cred că ăsta e cuvântul. E reconfortant. Și Milica? De acord cu ce se zice. Da. Răspunsul este nu. Răspunsul este nu. Da, foarte tare. Da, pe lângă asta, eu încerc să explorez un pic mai mult conceptul ăsta de împingerea limitelor personale. Pentru că dacă e să vorbim de limite, vorbim și de limitele care ne împiedică pe noi să facem diverse lucruri. Și încerc să aplic zona asta de terapie prin expunere. De exemplu, nu știu, dacă am de făcut un task care durează 5 minute, eu 15 stau și mă îngrijorez în loc să pun mâna să-l fac. Și poate un exercițiu ar fi, hai, apucă-te de el să vezi că nu moare nimeni și nu pică cerul pe noi. Și îl fac și realizez că nu pică niciun cer, ceea ce e wow. Ok, cool. Și da, asta încerc să fac. Funcționează so far? Încă mi-e frică să mă arunc total în a face, fără să mă gândesc înainte. Asta nu înseamnă că trebuie să mergem în partea cealaltă de totală irresponsabilitate, de ok, mă să fac lucrurile, fac pe tot ce trebuie fac. Dar, da, cred că e, pe lângă compasiune și a spune nu, e un exercițiu bun să pic niște lucruri. Și poate se clarifică mai clar când trebuie să avem mai multă compasiune față de noi și când să spunem nu. Mi se pare că se întrepătrund așa destul de frumos. Baftă nou! Tuturor! Haos dezechilibrat, yes. Comunicare, terapie, într-adevăr, baftă nou! multe lucruri de avut în vedere. Mulțumesc pentru acest talk. Ideea care am avut era să fie ca un fel de inception, da? Un început de conversație și invitația cu care aș vrea să închidem este de fapt să mergem la o cafea, la o țigară, la o prăjitură și să continuăm de fapt conversația. Asta a fost doar partea formală, dar putem să mergem mai departe și în pauză. Mulțumesc foarte tare și aplauze. Și dau microfonul la Silvia. Trebuie să fac doar anunțul că avem 10, maxim 15 minute de pauză dacă ne mai certăm cu boxele. Era o referință la microfoniile de mai devreme. Și ne reîntoarcem aici în ultimul talk al zilelor In a Relationship.
pe relația noastră cu autoritatea. Abia aștept. O să fiu și eu acolo pe scaun. Mulțumim. Vă invităm la conversație.